Vă spun un bun venit în această seară, dragi prieteni, la un live în care aș dori să abordez un subiect care pentru unii este sensibil și vreau să îl tratez în felul acesta. Este sensibil datorită faptului că unele persoane nu neapărat practică ungerea cu un ci sunt persoane care se află în stare de uh, disconfort uh, trupesc, se află în stare poate de boală trupească gravă. Unele persoane. Au ajuns poate la capătul disperării, la capătul puterilor. Unele persoane se gândesc la tot felul de lucruri negative și negre referitoare la starea lor de sănătate. Unele persoane sunt disperate, nu știu ce să mai facă pentru situația în care se găsește, și așa mai departe. Și unele dintre ele se gândesc la această practică a ungerii cundelem. Și de aceea tot ceea ce voi spune nu ignoră niciun fel situația. Sensibilă Pe muchie de cuțit Pe care se află unele persoane da În care se află unele persoane Acestea fiind spuse Atunci când abordăm absolut orice subiect Care are de face cu Sfânta Scriptură Noi trebuie să-l abordăm din perspectivă Biblică Astfel că tradițiile noastre Obiceiurile noastre Experiențele noastre Ceea ce ne-au transmis Alții în urmă cărțile pe care noi le-am citit, autorii, părinții, păstorii, predicatorii, învățătorii, anumiți guru poate religioși de la care noi ne-am preluat învățătura, tot ceea ce spun oamenii aceștia, tot ceea ce au transmis oamenii aceștia, trebuie pus pe locul doi în raport cu autoritatea supremă a lui Dumnezeu manifestată în Sfânta Scriptură. Astfel că atunci când spun că experiența trebuie pusă pe locul 2, vreau să spun că ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui are prioritate și are autoritate asupra experienței mele. Dacă eu, de exemplu, m-aș duce și uh, aș da, nu eu, dacă cineva ar lua un delem și ar unge o oaie cu un delem ca să o vindece și oaia să presupunem că s-ar vindeca, eu nu trag concluzia din experiența acelui om că ar trebui de acum să mă duc să ung toate oile bolnave ca el să fie vindecate. Asta nu este o bajocorire, da? A practici ungerii cu un ceva ce eu am auzit cu urechile mele. Doar vreau să spun că nu experiența ne dictează nouă. Nu experiența ne dictează nouă ce să facem și noi. Ci cuvântul lui Dumnezeu ne dictează ce să facem. Și practic nu cuvântul lui Dumnezeu ne dictează, ci Dumnezeu ne vorbește direct prin Duhul Sfânt și prin cuvântul lui cu privire la absolut orice lucru și cu privire la practica ungerii cu un Vă dau un alt exemplu. Dacă cineva ar fi bolnav, de exemplu, și în boala lui ar lua și ar stânge Biblia la piept și ar ține Biblia pe piept un ceas, și după ce o ținem Biblia pe piept un ceas, el ar fi vindecat. Noi nu ne apucăm de acum toți. Nu ne apucăm să scriem o carte, să prezentăm o mărturie, să învățăm pe alți oameni, să cerem altor oameni ca să fie vindecați să-și pună Biblia pe piept un ceas, cu promisiunea că el va fi vindecat. Dar noi nu facem lucrul acesta. De asemenea, dacă găsim în Sfânta Scriptură exemple, cum ar fi uh, când a căzut pe oasele unui uh, unui fost om al lui Dumnezeu care a fost un sfânt și a înviat, noi zicem, domnule, ce să facem de acum? Cu cei care mor, îi luăm și îi aruncăm peste oasele unor sfinți ca să învie. Nu, chiar dacă găsim exemplul la Sfânta Scriptură, noi, nu înseamnă că exemplul ăla ni se potrivește nouă, nu? Când se curia fiilor prorocilor datorită greutății fierului. A căzut la fund da, într-o apă și a aruncat un lemn la porunca profetului și securea s-a ridicat deasupra apei. Faptul că s-a întâmplat lucrul ăsta nu înseamnă că noi de acum, de fiecare dată când pierdem într-o apă un lucru greu, noi ne apucăm de aruncat lemne pe care le sfințim sau cine știe ce lucru de felul acesta, cu speranța că fierul respectiv sau lucrul acela greu se va ridica din apă. Nu se va întâmpla lucrul ăsta, să fie foarte clar, da? Deci chiar dacă avem exemple din Sfânta Scriptură, ele sunt experiențe particulare a unor oameni a lui Dumnezeu care nu pot pur și simplu fi aplicate nediscriminatoriu tuturor credincioșilor din toate tipurile. Cred că este foarte important, dragii mei, să facem distințiile acestea. Autoritatea noastră supremă este cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar atunci când ne ducem la cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să vedem ce mi-a spus Dumnezeu, atenție, ce mi-a spus Dumnezeu mie, ce mi se aplică mie. Nu tot ceea ce i s-a aplicat lui Elisei, lui Ilie, apostolul lui Pavel, lui Iacov și așa mai departe, mi se aplică în mod direct mie. Trebuie să am niște reguli de interpretare corecte, ale Sfintei Scripturi ca să înțeleg exact ce mi se aplică mie. Da? Acestea fiind spuse, aș vrea să subliniez din Cuvântul lui Dumnezeu, din Epistola lui Iacov, capitolul 5, care este singurul pasaj din Noul Testament adresat bisericii care tratează practica ungerii cu undelem. Da? Astfel, noi auzim tot felul de întâmplări, de istorie, de povești, despre ungeri cu Noi nu de acolo ne luăm teologia, dragii mei. Oricât de miraculoase, de spectaculoase, de grozave ni s-ar părea întâmplările și experiențele respective, noi nu ne luăm teologia din experiențele acelor oameni. Noi ne luăm teologia din cuvântul lui Dumnezeu. Este crucial, crucial să înțelegem lucrul acesta. Omit cu desăvârșire, eu mint în mod intenționat, să dau un nume, să dau exemplu de deci și aș putea să găsesc pe internet sute de mărturii, sute de exemple, sute de predici în care oamenii povestesc despre ungerea cu un și așa mai departe, refuz să fac lucrul acesta pentru că vreau să înțelegeți un principiu aici. Nu vreau să înțelegeți că vorbim despre oameni sau vorbim despre anumite culte sau despre anumite tradiții. Vorbim despre un principiu și anume principiul de a interpreta o practică prin prisma a ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și iată ce spune Iacov, capitolul 5. Judecăm ceea ce vedem astăzi că se întâmplă prin lumina cuvântului lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 5, spune uh, în felul următor. Versetul 13. Suferă cineva dintre voi să se roage. Este cineva bucuros să cânte psalmi. Eu citez în traducerea GBV 2001. Este cineva bolnav între voi? Este a treia întrebare. Să cheme la sine pe bătrânii adunării și să se roage pentru el un gândul cu un delemn în numele Domnului. Prima abatere mare pe care eu o văd la practica ungerii cu un delemn practicată astăzi în foarte multe situații este faptul că inițiativa nu aparține bolnavului. Atenție! Singurul, voi repeta lucrul acesta în acest slide. singurul pasaj prescriptiv din Sfânta Scriptură care vorbește despre practica ungerii cu afirmă că inițiativa este a bolnavului. Foarte simplu. Inițiativa este a bolnavului. Inițiativa nu este a nimănui al Inițiativa este a bolnavului. Cineva ar putea spune, Păi nu poate să fie inițiativa familiei sau inițiativa prezbiterilor sau inițiativa unor prieteni sau inițiativa unor persoane dragi sau inițiativa... Dragii mei, prescriptiv, ceea ce ne spune textul acesta este că inițiativa trebuie să fie a bolnavului. Asta spune textul. Dacă ne convine sau nu ne convine lucrul ăsta, dacă se potrivește cu ce facem noi sau vedem noi, este altceva. Noi citim ce spune textul. Mai departe zice așa. Să cheme pe bătrânii adunării. Al doilea faliment major pe care eu îl văd astăzi în practica ungerii cu un de lemn este că sunt tot felul de persoane uh, care și-au făcut un obicei. Pare să-și fi făcut uh, o practică, dar sunt recunoscuți pentru lucrul ăsta, că oameni care vin cu sticluța au un de lemn de la Ierusalim sau din Grecia sau nu știu de unde și ei cu asta se ocupă, fac ungeri. În textul din Iacov vedem că cei care trebuie să facă sau cei care trebuie iau în perioada aceea. Da? Dacă textul ăsta ni se aplică astăzi sau nu este subiect pentru al live și îl las pentru al live. Dar textul spune că prezbitere trebuie să facă lucrul ăsta. Nu un vindecător, nu un păstor de pre nu știu unde, nu alți păstori din alt oraș, din altă biserică care, trebuie să care se duc și fără știrea prezbiterilor bisericii un cundelem, un membru din biserica respectivă, am întâlnit situații din astea. Da? Un uh, frate bolnav, să zicem, din șasa uh, ia contact sau alții au contact cu el din alt oraș și prezbiterii din alt oraș sau păstorii din alt oraș sau poate nici nu sunt păstori din alt oraș au autonomiți vindecători și autonomiți profeți, Vin, trec peste autoritatea prezbiterilor din biserica locală, să-i facă ungerea unui membru din biserica locală și să primească mărturisirea păcatelor de la el și așa mai departe. Prin asta răspund și la întrebarea lui George Gheorghiu cine trebuie să facă ungerea doar prezbitere, dar răspunsul biblic, singurul text din Sfânta Scriptură, care vorbește despre prescriptiv cum trebuie să faci, care vorbește despre ungerea cu un spune că prezbiterii bisericii trebuie să fie. De ce? Foarte simplu. Prezbiterii bisericii sunt supraveghetorii bisericii, sunt episcopii bisericii, sunt păstorii bisericii, sunt cei cărora Dumnezeu le-a dat prin Duhul Sfânt și prin natura oficiului și darului și chemării care li s-a dat, le-a dat responsabilitatea și autoritatea de a reprezenta adunarea oriunde sunt ei. Astfel că ei, în numele adunării, chemați de Dumnezeu specific de a purta de grijă oilor din turma respectivă, din orașul respectiv, din adunarea respectivă, ei se duc acolo să facă. Și se duceau să facă lucrarea asta. Nimeni altcineva. Nimeni altcineva. Un păstor din București nu are nici o. Ascultați-mă, nicio autoritate în adunarea din șasa. Nici o autoritate. Niciuna. N-a primit nicio chemare de la Dumnezeu. N-a primit nicio chemare, nicio autorizare, nicio validare. Iar dacă el ar veni să facă așa ceva, fără știrea, fără aprobarea prezbitorilor Bisericii, înseamnă să calce în picioare structurile de autoritate pe care Dumnezeu le-a lăsat prin decret Dumnezeesc divin în dumnezeieștele Scripturi. Primul faliment. Nu se respectă principiul inițiativei bolnavului. Al doilea faliment. Nu se respectă principiul autorității prezbiterilor din adunarea locală. Al treilea. Ascultați ce spune aici. Să cheme la sine pe bătrânii adunării și ei să se roage pentru el un gândul cu lemn în numele Domnului. Să se roage pentru el. Vedeți, lipsește total orice precizare a unui dar de vindecare, a unei autorități de vindecare, nu. Deci prezbiterul nu vine acolo și zice în virtutea unei, unui oficiu de vindecător și de profet și în virtutea darului de vindecare pe care eu l-am primit, te vindec în numele Domnului. În virtutea prezenței Domnului Isus Hristos în viața noastră avem putere de vindecare și declarăm și proclamăm. Nu există nicio declarație și nicio proclamație. Niciuna. Să se roage. Tot pasajul acesta vorbește despre rugăciune, dragii mei. Dacă era importantă proclamația în numele Domnului, rostirea unui cuvânt de vindecare, auzind tot felul de expresii de felul acesta astăzi. Dacă, era, a, dacă exista așa ceva, cuvântul credinței rostit, Iacov ar fi știut despre asta. Iacov nu spune nimic despre așa ceva. Ascultați. Suferă cineva dintre voi, prima precizare, să se roage. A doua oară. Să cheme pe prezbitele adunării și ei să se roage. A, a treia oară. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați unii pentru alții. A patra oară. Mare putere are cererea fierbintea celui drept. A cincea oară. Ilie s-a rugat cu stăruință. A șasea oară. S-a rugat din nou. Tot pasajul acesta este un argument. Este un argument a faptului că Metoda rânduită de Dumnezeu pentru a primi această binecuvântare a vindecării este rugăciunea. Despre asta vorbește pasajul. Iacov 5 nu vorbește despre ungerea cu un de Iacov 5 precizează ungerea cu un de Este o foarte mare diferență. Este o foarte mare diferență să ai un subiect într-o discuție și altceva să atingi tangențial o chestiune care ține despre, sau care ține de subiectul respectiv. Da? Scopul pasajului este rugăciunea. Scopul pasajului este să detalieze, să descrie, să trateze subiectul rugăciunii, puterea rugăciunii, eficiența rugăciunii. Că asta este calea principală prin care Dumnezeu binecuvântează poporul lui. Nici de cum proclamațiile, declarațiile, rostirea cuvintelor de vindecare și așa mai departe. Nu vedem nimic de felul acesta. Cred că Alex Caceu surprinde foarte bine duhul de care sunt căloziți foarte mulți oameni el zicea într-un comentariu, dorința după fabulos determină abuzul de interpretare. Da. Dorința după fabulos. Dorința după spectacol, după show, determină abuzul interpretării Sfintei Scripturi și în privința aceasta a ungerii cu un DEL. A patra eroare. Citim mai departe. Spune așa. El se cheme la sine pe bătrânii adunării și să se, se roage pentru el. Se cheme la sine pe bătrânii adunării. Și ce este foarte interesant? că nu se face un show public, nu se face un spectacol public. Probabil că ați văzut și dumneavoastră acele scene stridente, exhibiționiste, isterice, în care camerele sunt pe vindecători, camerele sunt pe chipurile vindecă, pe păstorul, care, omul lui Dumnezeu care are darul de vindecare. Da? și el se duce și lovește cu palma peste frunte și bagă microfonul în gură bolnavului sau în ca să scoată sunete, să spună tot felul de lucruri, da? îl izbește la pământ. Dar sunt și scene mai, mai finuțe în care în cadrul adunării poate nu se fac show-uri, spectacolele din astea care sunt strigătoare la cer. Sunt strigătoare la cer, sunt ofens, o bajocură la adresa lui Dumnezeu. Sunt ceva mai finuțe, da? nu e atât, atât, de mult show și spectacol, dar tot este pus în lumina camerelor de vedere, în lumina aparatelor de filmat. Este pus pentru a se face, pentru a se face rating cu vindecările respective. Chipurile pentru a avea o mărturie, da? pentru a avea o mărturie de vindecare și cum a vindecat Dumnezeu. Și în ultima instanță iasă în evidență cel care a Făcut vindecarea, cel care a făcut ungerea, cel care a făcut spectacolul, se ține ca să se menționeze. Cine a fost persoana care a făcut ungerea? Care e vindecătorul care a venit? Cum a făcut? Detalii, da? Picante. Detalii picante. Este sete asta în noi, care nestăvirite poate să ducă la ocultism. Este setea asta noi după supranatural, după spectacol, după a simți transcendentul, coborârea lui Dumnezeu, a simți puterea lui Dumnezeu, vindecarea, ceva care depășește raționalul. Pentru a avea o dovadă palpabilă a intervenției lui Dumnezeu, asta este ceva în noi care atunci când nu este controlat și când nu este controlat de cuvântul lui Dumnezeu, de direcțiile, prescripțiile cuvântului Dumnezeu, poate să deschidă poarta unor practici oculte, dragii mei, poate să deschidă poarta unor manifestări uh, demonice, da? Când diavolul ajunge să se folosească din niște oameni al lui Dumnezeu poate. Oamenii născuți din nou prostindu-i, mințindu-i, înșelându-i cu niște scamatorii. De ce? Pentru că nu se respectă cuvântul lui Dumnezeu. Foarte simplu. Asta e lucru pe care eu vreau să-l spun. Eu nu vreau să și nu spun că cei care fac ungeri cu un lemn în tot felul de cadre sunt demonizați. Nu spun lucrul ăsta. Nu spun că sunt eretici. Ascultați-mă, nu spun că sunt eretici. Nu spun că sunt demonizați. Spun doar... Că se deschide calea, se deschide poarta ca satana să se folosească poate chiar de niște vindecări veritabile făcute de Dumnezeu. Ascultați-mă! Niște vindecări veritabile făcute de Dumnezeu se deschide poarta instaurării unor practici nebiblice. Se deschide poarta slăvirii oamenilor. Se deschide poarta transformării unor lucrări de vindecare autentice într-un show ieftin, într-un spectacol ieftin. Ceva ce Dumnezeu nu a dorit, ceva ce Dumnezeu n-ar vrea. Se deschide poarta pentru popularizarea la nivel larg a unor practici care nu sunt biblice. Da? Dumnezeu vindecă chiar și când există uh, malpraxis, când există greșeli de practică, când există cre greșeli de doctrină. De deci, ce? Pentru că niciunul dintre noi nu suntem perfecți în practică și în doctrină. Dumnezeu, în ciuda acestor lucruri, vine și se, se manifestă în mijlocul adunării. Vine și vindecă anumiți oameni și face lucrări extraordinare. Dar problema este când ajungem să luăm lucrurile acelea, să le popularizăm și să nu mai fie slava lui Dumnezeu la mijloc. Să se să, să instaureze niște practici nebiblice, da? Lucru pe care îl vedem în, în, în textul acesta este că trebuia să cheme la sine într-un într cadru privat. De ce Domnul Iisus Hristos de atâtea ori a, a, a poruncit să fie în cadru privat, să, să nu se spună, să nu se popularizeze? Pentru că știa setea oamenilor după Miraculos. Știa setea oamenilor nu după a recunoaște pe Mesia și a crede Mesia și a depinde de Mesia. El a dat de mâncare oamenilor, o dată și două, două ori, după aia nu le-a mai dat. Pentru că ei pentru asta veneau. Pentru că ei pentru asta veneau. Domnul a rânduit al patrulea lucru și al patrulea faliment major. Domnul a rânduit ca să fie făcută ungerea aceasta într-un cadru privat, dragii mei, să cheme la sine. Prezbiterii veneau cu individul. Vă spun un motiv pentru care trebuia făcut lucrul ăsta. Trebuia făcut lucrul ăsta datorită faptului că acolo există o mărturisire a păcatelor. Nu există o popularizare a păcatelor. Deci nicăieri în Biblie nu veți vedea o invitație a lui Hristos sau a apostolilor de a-ți lua păcate și să le frutura pe internet, pe Facebook de a le poza, de a le filma, de a le, de a le trimite public sau de toată lumea. Nu vezi în Biblie așa ceva. Ascultați-mă, nu există în Biblie așa ceva. Niciodată Hristos nu a avut plăcerea ne ne face de rușine. Spune acum public în fața întregii lumi ce ai făcut tu. Cu unde ne-a chemat pe noi Hristos la lucrul acesta? Se cheme la sine pe prezbiterii biserici. Acolo se face mărturisirea asta. Rămâne într-un cadru privat, Dumnezeu protejează integritatea, mărturia, chiar mică care a rămas la anumite persoane care au păcătuit. Asta este un lucru fascinant pe care vedem în, în Domnul Isus Hristos și care arată bunătatea lui, dragostea lui și care practic vrea să ne protejeze pe viitor pe noi. Vrea să protejeze lucrarea pe care el vrea să o facă prin, prin, noi. Asta nu este ipocrizie. Asta nu este fățărincie. Hristos nu este unul care să ne spumege mizeriile și păcatele și gândurile murdare și toate lucrurile să ne le spumege înaintea lumii. Să devină total nefolositori pentru părăția lui total nevolutor. Nu, nu este Hristos în felul acesta. Da? De aceea spune să cheme la sine pe prezbiterii bisericii, într-un într cadru privat. Da? Ascultați, mai departe zice și ei să se roage pentru el un gândul cu un de lemn. Vedeți, nu spune cum să lungă pe unde, cu un lemn, Unde să lungă cu un de lemn. Și eu cred că este un motiv foarte simplu pentru care nu precizează nimic de felul acesta. Pentru că evreii știau foarte bine de practica aceasta. Este o epistolă scrisă evreilor. Ascultați cum începe epistola. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos către cele 12 seminții care sunt în împrăștiere sau în diaspora. Evreii știau exact ungerea. Despre ce ungere este vorba, cum se făcea ungerea. Azi vezi că se face ungeri cu cruci, se ung în tot felul de locuri, tot felul de practici, astea foarte ciudate. Am auzit de ungerea caselor ungerea în colțul camerelor ca să plece duhurile celor care au locuit înainte în casa aceea. Dragii mei, unde vedem în Biblie așa ceva? Și spune așa, un gândul cu un de lemn în numele Domnului și rugăciunea credinței îl va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica. Și dacă a făcut păcate, ei se va ierta aceasta. Mărturisiți-vă deci unii altora greșelile și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare puterea are cerere ferbinte a celui drept. Ăsta este ultimul lucru pe care îl spun. În această practică pe care Iacov o lasă acestor oameni, el introduce mărturisirea păcatelor. Mulți oameni vor vindecare. Există, da, bori care vin datorită păcatului. Fie că sunt consecințe directe ale păcatului, când îți fumezi plămânii, când te droghezi și așa mai departe, amărăciunea, mânia, răzbunarea, uh, toate acestea sunt păcate care afectează organele lăuntrice. Dovedi lucrul ăsta. Dovedi lucrul ăsta. Uh, nu doar biblic, da? Că sănătatea oaselor noastre, Biblie, expresia să va da sănătatea oaselor tale. Când nu asculti de Cuvântul Lui Dumnezeu, când trăiești în păcat, îți distrugi sănătatea trupească. Da? Nu doar uh, emoțională, psihică, mentală, spirituală și așa mai departe. Uh, și atunci... Fie că este vorba de o pedeapsă lui Dumnezeu, prezbitele vine acolo, mărturisește păcatele, adică manifestă pocăință, atenție, manifestă pocăință. Și manifestă pocăință și Dumnezeu îi dă vindecare. Dumnezeu îi dă vindecare. Uh, în foarte multe cazuri nu există nicio mărturisire a păcatelor. Nicio pocăință. Nicio pocăință. Și oamenii vor vindecări. Oamenii vor ca Dumnezeu să-i asculte. Oamenii vor ca Dumnezeu să le dea sănătate. Și este imposibil dacă la mijloc este un păcat. Este imposibil. Este imposibil. Uh, lucrul ăsta este foarte important, să știți. Este foarte important. Pentru că există, așa zis, și vindecători care fac cruciade. Cruciade. De ser de trezire spirituală, de vindecare. Și să duc și nediscriminatoriu, să duc și un pe oameni cu un Și chipurile se fac vindecări. Din nou, nu este respectată, ascultați-mă, nu este respectată singura prescripție pe care o găsim în Noul Testament în Iacov. Lucrul acesta se făcea cu mărturisirea păcatelor. Cum ar putea Dumnezeu să asculte prezbiterii care mijlocesc pentru omul respectiv dacă omul respectiv are un păcat care a dus la boală? Dacă omul acesta este pedepsit de Dumnezeu datorită păcatului. Ce o să facă Dumnezeu? O să zică, a, păi dacă a venit prezbitere și se roagă, asta este. Ia ascult chiar dacă acolo omul acela nu s-a pocăit. Nu se poate, dragii mei. Nu se poate. Este imposibil. Este imposibil. Și ultimul lucru, ultima eroare pe care aș combate-o, este adevărat Exemplu, Marcu 6, când s-au dus apostolii în trimiterea pe care Hristos le-a dat-o pentru oile pierdute ale casei lui Israel, Ei s-au dus singur loc, de fapt, din Biblie, unde au uns cu un de lemn Este un pasaj de scriptură, este un pasaj de învățătură, de doctrină uh, Cu siguranță n-au vindecat doar credincioșii Dar ultimul lucru pe care uh, uh, l-aș spune Ultimul lucru pe care l-aș spune este că în contextul ăsta este foarte clar vorba de niște credincioși este foarte clar vorba de se credincioși. Din nou, dacă vreunul dintre voi este bolnav, dintre voi cine? Cei din adunare. Să cheme la sine pe bătrânii adunării și să se roage pentru el, să-și mărturisească păcatele. Un necredincios nu are nicio dorință, dar el nu este sub autoritatea prezbiterului adunării, nu face parte din adunare, n-ar chema la sine pe prezbiterul adunării, că n are nicio treabă cu ei, și cu atât mai puțin nu s-ar face și-ar mărturisi păcatele. Cu excepțiile notabile în care Dumnezeu ar cerceta pe cineva într-o circunstanță de boală și de felul acesta. Uh, dar textul vorbește foarte clar de cei credincioși. Și acum, dragii mei, dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți la, în timpul ăsta, pentru că voi lua câteva întrebări acum la final. Uh, dar trebuie observat foarte clar. Aici avem de a face cu ceva special, care nu ține de lucrarea apostolului și a Domnului Iisus, ține de lucrarea prezbiterului adunării. Domnul Iisus Hristos nu mai este prezent în carne și oase acum pe pământ. Apostolii nu mai sunt prezenți acum în carne și oase pe pământ. Ei nu mai sunt prezenți pe pământ, nu mai avem apostoli. Dar avem crâmuiitorii pe care Hristos i-a lăsat în adunare pentru tot restul timpului și dispensației bisericii care sunt prezbiteri. Și ei se ocupă de oițele din turma adunării locale. Ei nu se ocupă de Biserica Universală. Da, prezbiterii sunt prezbiteri în adunarea locală. Și ei se ocupă de credincioșii din adunarea locală. Nu avem niciun mandat pentru Biserica Noului Legământ. Din toate viacurile, de a se face vindecări, de a proclama vindecări, de a căuta vindecări pentru oamenii necredincioși. Nu există lucrul ăsta. Dacă mă întrebați pe mine, pot să mă rog pentru un om necredincios ca Domnul să-i dea vindecări? Sigur că te poți ruga, dar nu este un mandat. Există mandat pentru ca prezbiterii să se roage și să mijlocească pentru cei credincioși. Asta da. Asta da. Acestea fiind spuse, acestea sunt cele 5 sau 6 mari abateri cu privire la practica Ungerii cu și uh, ele, uh, abaterile acestea, vin în contradicție, pentru că sunt abateri, vin în contradicție frontală cu prescripția, singura prescripție clară, directă, care ne este prezentată în tot Noul Testament, Iacov, capitolul 5. Acum fiecare dintre noi putem să zicem, da, dar eu am avut experiență, eu am auzit niște mărturii, da, un frate păstor a făcut, cineva s-a dus, s-a s-a făcut. Tu poți să spui absolut ce vrei tu. Vor fi, ascultați-mă, vor fi zeci, sute, poate mii de mărturii și de experiențe și de povești și așa mai departe. Dacă vin în contradicție cu Sfânta Scriptură, eu personal, pur și simplu le las deoparte. Zic, domnule, nu respectă tiparul Sfintei Scripturi, nu mă interesează. Și am să vă spun motivul pentru care nu mă interesează. Pentru că la fel vin oameni și spun, avem o icoană, avem o icoană care a plâns. Avem o icoană a Maicii Domnului care a vorbit și a spus următorul lucru. Mi s-a arătat Maica Domnului în vis. Păi tu spui că ți s-a arătat Sfântul Pavel în vis. Nu spui că Maica Domnului. De ce să te, să te cred pe, pe tine și pe el să nu-l cred? Pentru ce? Pe ce criteriu? Pe ce criteriu? Cineva spune că picurat, e un delem de nu știu unde și când a luat, l-a pus pe Batistă, s-a dus la rac la cuiva, la moaștele cuiva, la uh, uh, icoana cuiva, la biserica de undeva, a atins cu Batista, a atins cu, a luat o iconiță de acolo și a venit și a pus pe copil și a vindecat și a pus Batista pe copil sau pe soțul ei și s-a produs vindecarea și așa mai departe sau a dezlegat un blestem. De ce să nu-i cred pe ei și să te cred pe tine? Când și tu, ascultați-mă, și tu și ei vorbiți despre niște lucruri care nu sunt în Biblie. Și tu și ei spuneți... Eu nu spun despre tine. Dau un exemplu acum, da? Și tu și ei vorbiți despre... Uh, mergeți pe același principiu. Spui, este adevărat pentru că mi s-a întâmplat. Este adevărat pentru că cineva a avut o experiență. Este adevărat pentru că cineva a avut o mărturie. Bun, dar tu ai mărturie cu ungerea cu un de lemn, el are mărturia cu ungerea, un, uh, cu ungerea venită de la un preot. Tu ai mărturia cu o batistă pusă undeva, el are mărturia cu o batistă pusă pe niște moaște. Și el îți va justifica cu Biblia, cu exemplul lui Elisei. Dragii mei, vedeți unde ne ducem dacă mergem pe linia asta? Avem un singur pasaj, repet, un singur pasaj prescriptiv, doctrinar. Iacov, capitolul 5, care a fost scris clar către cele 12 seminții ale lui Israel, nu s a fost scris ție. Și chiar dacă ai aplicat pasajul ăla, când te uiți la ce se întâmplă astăzi în Marea Piață Evanghelică, sunt cel puțin șase abateri mari pe care eu le-am menționat, le-am detaliat pe larg în live-ul acesta. Haideți să luăm doar câteva întrebări. Andrei, Adrian Elisei, este posibilă vindecarea mea fără ungere, doar numai prin credință? Cu siguranță. De ce? Pentru că pasajul acesta, de exemplu, vorbește despre lucrul acesta. Vorbește despre. Mare putere are rugăciunea făcută cu credință. Nu vorbește mare putere are un de nu. Uns cu credință. Mare putere are rugăciunea făcută cu credință, da? Asta spune. Și apoi spune în felul următor. Rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul va ridica. Nu spune rugăciunea cu un de lemn va mântui. Nu. Spune rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav, Domnul îl va ridica. Observați? Când dă exemplu cu Ilie, spune, Ilie era un om cu aceeași fire ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a ploat. Nu el s-a rugat și a făcut ungerea. Pentru evrei, ungerea avea o semnificație specială. Uite-te în Vechiul Testament la lucrul acesta. Deci, da, ai toate dovezile în pasajul acesta că rugăciunea este suficientă ca Dumnezeu să dea vindecare. Haideți să vedem uh, altă întrebare. Andreea te păstă întreabă. Dar dacă vindecarea nu se produce în mod repetat în lucrarea unor credincioși, cu ce autoritate continuă aceștia? această lucrare. Habar nu am, nu știu, poate ei speră că până la urmă se va întâmpla. Habar nu am. Eu nu cred că Dumnezeu este un tată, eu cred că Dumnezeu este un tată care, da, într-adevăr, înaintea căruia trebuie să stăruiești cum copiii noștri stăruie înaintea noastră, dar nu ca un tată care, căruia îi face plăcere să te țină la distanță. Dacă Dumnezeu nu vrea să te vindece, nu o să te vindece. Da? Nu o să te vindece, dacă El are alt plan. Da? Uh, cineva mă întreabă ce zici de ungere pe fotografie. Uh, aș evita să dau un răspuns aici, deși cred că din ceea ce am spus acum se poate trage concluzia foarte bine cu privire la ce vreau eu să spun. Da? Totuși, din ceea ce am spus, cred că se poate înțelege foarte clar faptul că orice practică care calcă mandatul, prescripția, doctrina biblică, trebuie condamnată și respinsă. Da? Știu că fratele întreabă de lucrul acesta Datorită faptului că este o mărturie Care circulă acum pe internet Legat de lucrul acesta Este o situație foarte sensibilă Persoana care a fost în pragul morții Practic nu vreau să intru în discuția asta Refuz să dau un răspuns direct Cu privire la situația asta De asta vreau să rămân la textul meu La ceea ce am spus La exemplu pe care le-am dat Dar principiul este acesta Nu trebuie să vă dau eu răspuns este biblic să ungi o casă ca să, cu un de lemn ca să nu se mai uh, uh, roadă cărămida? Nu. Este biblic ca să ungi uh, calculatorul cu un delem dacă nu merge? Nu. Este biblic ca să ungi animale cu un delem dacă sunt bolnave? Nu. Dar nu trebuie să răspundem la toate astea. Trebuie să vă răspundeți singur dumneavoastră. Uite-te în Sfânta Scriptură, vezi care e mandatul biblic și aplică mandatul biblic. Asta este. Uh, Uh, nu vreau să înțelegeți că live-ul acesta a fost către o persoană Nu este către o persoană Nu este către o persoană Am mai, uh, am mai vorbit despre subiectul ăsta și despre vindecări Știți foarte bine cei care m mă ascultați de mai mult timp Am avut un live despre vindecări acum vreun an de zile În care mulți oameni au fost foarte contrariați de live-ul respectiv și supărați și au spus că nu cred în vindecări, că nu cred în Dumnezeu care face minuni și așa mai departe. M-au ocărât cum au putut ei, deși eu am spus cu totul altceva acolo. Dar asta este. Deci principiul acesta este. Iată după prescripții. Ștefan Frunză întreabă în felul următor. Având în vedere faptul că epistole au ca destinatari biserici, grupuri de oameni ce nu se află în prezent, care este un principiu sănătos pentru a aplica corect aceste prescripții nouă creștinilor de astăzi? Foarte bună întrebare. Care ține de hermeneutică de interpretarea Bibliei? Extrem de bună întrebare. Eu cred că trebuie uh, înțeles, toate clar, toate epistolele au fost scrise altor oameni, nu nouă. Eu cred că trebuie văzut dacă un pasaj are anumite aspecte care țin de un cadru local, de un cadru local temporar care ține de oamenii respectivi, da? Uh, cred că ăsta e principiul, da? Și dacă ai motive să vezi că este o practică pentru o perioadă specifică, o practică pentru persoane specifice, atunci, dacă ai motivele acestea din textul biblic, atunci uh, duci sau legi practica respectivă de timpul respectiv, de perioada respectivă și de persoanele respective, da? De grupul respectiv. Cred că ăsta e principiul, dar trebuie să vezi în textul biblic. Uh, Mia Murărescu întreabă, deci ungerea nu ar trebui făcută deloc? Ăsta este alt subiect. Deci chiar nu vreau să intru în subiectul valabilității practicii ungerii cu un în perioada de astăzi, da? Deci am o poziție conturată, Nu definitiv cu privire la lucrul ăsta, eu am vrut să arăt că, și dacă s-ar practica ungerea cu îngerem și se practică astăzi, ea nu respectă principiile biblice evidente în pasajul acesta. Asta am vrut să arăt în seara aceasta. Da. Acestea fiind spuse, dragii mei, apreciez că ați fost atât de mult timp cu mine la live-ul acesta. Am insistat mai mult decât am vrut. Din nou, vreau să apreciez faptul că sunt persoane care ascultă live-urile acestea și nu sunt de acord cu mine. Da? Vreau să apreciez lucrul acesta. De asemenea, vreau să vă asigur de toată, de toată sensibilitatea de care eu sunt capabil față de persoane care trec prin situații grele. Noi ca familie am trecut prin situații foarte grele. Și credeți-mă că aș fi făcut absolut orice ca cei dragi mie să fie vindecați. Absolut orice. Aș fi dat toți banii din casă, aș fi făcut absolut orice care este permis de Sfânta Scriptură. Deci, chiar dacă sunt tânăr, știu ce înseamnă să treci prin situații foarte grele din punct de vedere fizic. Știu ce înseamnă să treci prin situații foarte grele din punct de vedere financiar. Deci nu sunt unul care, habar n-am despre ce vorbesc, n-am trecut niciodată prin așa ceva și pur și simplu vin și ignor toate situațiile grele prin care trec cineva. Nu! Nu, dragii mei, nu sunt insensibil față de persoanele astea. Dar în același timp, nu pot ca o situație disperată prin care trec, temperatura sentimentală la care ajunge ființa mea, să mă ducă la punctul în care să iau Biblia și să o sucesc și să storc din ea o practică nebiblică pe care să-mi o aplic mie ca în felul acesta să mă liniștesc pe mine că uite domnule fac tot ce pot ca să, ca să mă vindec pe mine, să vindec pe soția mea sau să vindec pe nu știu cine. Da? Deci nu pot să fac lucrul acesta. Nu pot să fac lucrul acesta, da? Dacă sunt într-o asemenea de situație de felul acesta, și am fost în ultimul an într-o situație foarte sensibilă, când soția mea a avut o operație la cap, uite, n-am vrut să spun experiența asta, dar o spun, da? în zona capului, o situație foarte grea și foarte dificilă pentru mine ca tată, cu trei copii, cu un copil care era până într-un an de zile, într-o situație foarte dificilă pentru mine. Și din punct de vedere emoțional și sentimental și psihic și mental, am fost și spiritual extrem de încărcat în perioada aceea. Și au fost frați care m-au susținut în rugăciune și așa mai departe. Au fost momente în care am plâns, în care am stat singur în mașină, am vorbit cu Dumnezeu, m-a rugat, uh, am căutat toate variantele. Știu despre ce este vorba, dar ascultați-mă. Dacă treci pentru o asemenea situație, sfatul meu, sfatul meu, predă-te mâna lui Dumnezeu. Predă-te mâna lui Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu este un tată care ar spune, domnule, pentru că nu sunt, pentru că nu te cunoaște multă lume, pentru că nu știe multă lume de tine. Asta este. Dacă nu sunt suficienți oameni care să roage pentru tine, o să te las. O să te las pe tine vădu fără nevastă și o să-ți las copiii orfani. Dacă erau 200, 300, 4000, 5000 de frați care să roage pentru tine, datorită rugăciunilor lor te-aș fi ascultat și te-aș fi vindecat. Dragii mei, nu vă lăsați înșelați. Dumnezeu este un tată iubitor. Dumnezeu este un tată sensibil. Chiar dacă ar fi murit soția mea, sau chiar dacă ar muri soția ta, sau soțul tău, sau copilul tău, Dumnezeu rămâne în continuare suveran pe tronul acestui univers, un tată sensibil și iubitor, care știe de ce îngăduie lucrurile alea în viața ta. Dumnezeu nu este în felul acesta. O, oh, ai uitat să faci ungerea cu un Asta este, de asta au murit nevasta ta. Cum aș putea să trăiesc eu cum asemenea Dumnezeu? Dumnezeu nu este așa, dragii mei. Nu este așa. Rugăciunea este calea prin care eu, într-o fracțiune de secundă, intru în prezența lui Dumnezeu și mă duc la cel care este Tatăl meu. Intru într-o fracțiune de secundă în prezența lui Dumnezeu, în Sfânt a Sfintelor, într-o fracțiune de secundă prin Hristos, acolo lângă Tatăl meu și pot să-mi vărs inima înaintea lui, și să spun îndoielile mele, dubiile mele, durerile mele, frământările mele. Chiar dacă n-am ungeri cu un de lemn, chiar dacă nu pot veni prezbite la mine, chiar dacă nu sunt frați care să mă cunoască, chiar dacă sunt într-un cătun uitat de lume și nu este nimic care să mă cunoască, nu am rețea la internet, nu am rețea la orange, nu pot să comunic, comunic cu nimeni. Credeți că Dumnezeu m-ar lăsa pe mine cu rugăciunile mele, cu frământele mele neascultate, doar pentru că nu mă uns cineva cu un derem, doar pentru că nu au venit marele vindecători să mă ungă, doar pentru că nu s-a rugat cineva pentru mine, doar pentru că n-au putut să anunț pe Facebook, multă lume să roage mii de oameni pentru mine. Credeți că Dumnezeu ar lăsa un om văduv și niște copii orfani? Doar pentru că nu s-a împlinit condițiile astea, nici vorbă. Nu se Dumnezeu pe care eu îl slujesc. Ce am făcut eu? Am plâns, m-a rugat înaintea Domnului, am postit și m-am bazat total pe suveranitatea lui Dumnezeu. Am rugat pe alți frați să mă sprijinească, m-am bazat total pe suveranitatea lui Dumnezeu. Am avut credință tare? Nu n-am avut. Nu n-am avut credință tare, dar am avut un Dumnezeu tare. Nu, nu știu câtă cantitate de credință am avut. Nu mi-am cântărit-o niciodată dar știu în cine am crezut. Ascultați-mă, știu în cine am crezut. Nu te preocupa așa de mult de măsura credinței tale. Preocupă-te să te încrezi în cine trebuie să te încrezi. Preocupă-te să te încrezi, să ai privirea țintită, să ai obiectul credinței corect, care este Domnul Isus Hristos. Să te bazezi total pe El. Spui, Doamne, facă-se voia ta. Eu mă încred în tine. mi aș dori, îmi doresc din toată inima să se întâmple lucrul ăsta. Eu cred că tu poți să faci lucrul ăsta. Vreau să faci lucrul ăsta. Mă rog să faci lucrul ăsta. postez să faci lucrul ăsta. Rog și pe alți frați să mă sprijinească în rugăciune pentru lucrul acesta. Dar în ultimă instanță. Tu ești suveran. Tu ești la cărma universului ăsta. Facă-se voia ta. Asta este atitudinea corectă. Asta este o atitudinea corectă. Altfel, uh, disperarea te va împinge și asta face. Disperarea pe mulți oameni împinge spre tot felul de practici care sunt total nebiblice. Total nebiblice. Întotdeauna judecați lucrurile după cuvântul lui Dumnezeu. Asta ar fi concluzia mea. Lăsați mărturile, experiențele, poveștile, ilustrațiile, cărțile, toate lucrurile astea. Lăsați-le deoparte, uitați-vă la ce spune Sfânta Scriptură. Exegetați Biblia, interpretați Biblia, căutați detaliile în Sfânta Scriptură. Nu vă lăsați bătuți încolo și încoace de orice vânt de învățătură doar pentru că sună spectaculos, miraculos și așa mai departe. Acestea fiind spuse, dragii mei, vă salut, vă doresc o seară binecuvântată uh, și Dumnezeu să fie cu noi toți. Amin, la revedere!